Și fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să ne însoțească de plin în această seară. Sunt bucuros să ne fi lăsat îndrumați în Duhul bun al lui Dumnezeu să venim într-un loc în care să ne poată vorbi mai aproape de inima noastră. Dumnezeu este pretutindeni, dar faptul că ne cheamă în acest cadru să înțelegem mai ușor, mai bine, mai profund cuvântul lui Dumnezeu, faptul că vrea să reverse binecuvântări speciale pe astfel de întâlniri, este ca orice dar al lui Dumnezeu binevenit și e păcat să nu câștigăm din partea Lui. Semnul împărătesc sau liniștea sufletului. Este o vorbă care zice că liniștea nebunilor îi pierde. Să nu-ți pese, să stai așa într-o letargie, într-o nesimț, este cu totul străin creștinului care pune suflet în tot ce se întâmplă în jurul lui. Nu la acea liniște ne referim. Revenim la versetul din Isaia 30 cu 15. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. În seninătate și în credere va fi tăria voastră. Ultimile trei cuvinte spun, dar n-ați voit. Nu ne referim la el. Încă pentru noi este deschisă această posibilitate a lui Dumnezeu. Să putem intra într-o stare de odihnă, de liniște a sufletului. Și să ne gândim acum, suntem deja în liniștea sufletului? Sau este vacarm, este uragan pe dinăuntru nostru? Suntem împăcați în sufletele noastre? Putem spune împreună cu Apostolul, nu mă mustră bugetul. Sau cu Patriarhul din Vechime, nu mă mustră bugetul pentru niciuna din zilele mele. Dacă aș fi făcut aia sau dacă aș fi făcut cealaltă, nu? Se blestema el să mănânce corbii ochii la părâng. Și așa mai departe. În liniște și odihnă. Privind la modelul desăvârșit la Domnul Hristos, citim în Marcu, capitolul 2, căci Domnul este Domn, nu? Al, cum zice? Chiar și al șabatului, al odihnei. Domnul Hristos, El spune despre sine, eu sunt Domn chiar și al șabatului. Domnul Hristos este stăpânul absolut al odihnei. Și viața Lui a dovedit perfect, strălucit această realitate, acest adevăr. Iar noi suntem frații Lui mai mici, noi suntem fii ai aceluiași Tatăl Ceresc. Dacă suntem din Dumnezeu, una din principalele roade ale vieții noastre va fi musai, odihnă. Pacea aceea profundă, imperturbabilă. Iar dacă nu avem, ducem ecuația în mod invers, nu? Înseamnă, tragem simplu concluzia, că nu suntem fii. Ne merge numele, suntem pe liste, nu știu cum suntem, dar nu suntem fii. Dacă nu suntem fii, nu suntem moștenitori. Iar dacă nu suntem moștenitori, simplu, când vine împăratul și stabilește adevărurile, vom fi aruncați afară, unde e plânsul și scârșirea. Deci, odihna este o amprentă regală asupra fiilor care n-au asete. Dacă ești fiul împăratului, orice ți s-ar întâmpla e provizoriu. Supușii tatălui, împăratului, vor veni și te vor scoate și vor face treaba. Pentru că îl respectă și pentru că sunt angajați lui. Deci, este categoric că pentru un fiu de împărat n-are, nu, inima lui a se teme de nimic. Iar noi suntem nu fii împăratului, nu știu care împărății, ci al împăratului Universului, Domnul, Domnilor și împăratul împăraților. Iar ca să credem, l-a dat la moarte pe fiul său, de o natură cu el, și să ne convingă în felul acesta că este Tatăl nostru.
Și spunea apostolul, după ce a descoperit și el aceste extraordinare consecințele iubirii lui Dumnezeu care ne-a înfiat și ne-a plătit cu vârf și lăsat în moartea Fiului Său. Spunea în Romani, la capitolul 8, un pasaj care e probabil nemărginit precum veșnicia. Hai să mai citim o dată. Deci ce vom zice noi în fața acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Toate lucrurile imaginabile, de care chiar să avem nevoie, ni le dă. În cantități imposibil de calculat. Deci oricum e sursa toate lucrurile și dacă s-ar termina, ar face altele ca să continue să ne dea. Ar dărâma, scrie cuvânt inspirat în Alta Chemare. Deci Dumnezeu mai degrabă ar dărâma tronul Universului decât să nu-și ține cuvântul față de un suflet sincer și rugător în merită lui Hristos. Cerem, nu? Și Dumnezeu zice, păi, nu-i dau de la asta. Poate Dumnezeu să facă treaba asta? Cuvântul spune mai degrabă și-ar dărâma tronul. Adică ar crea haos în Univers. Ceea ce e imposibil, incompatibil cu iubirea Lui să facă așa ceva. Să-și poată permite în dragostea Lui să facă așa ceva. Cu alte cuvinte, e imposibil să treacă prin cap că Dumnezeu nu-și ține cuvântul când ne promite ceva bun și frumos. Aici, ce ne promite? Zice, cum nu ne va da? Nu, exclamație. Împreună cu Domnul Hristos, toate lucrurile. Și acum, cu privire la posibilele furturi interioare, să zicem că nu ești într-un context care îți fură pacea. Pe dinăuntru tău, ceva te tulbură și s-a furat pacea. Degeaba stai bine cu familia, cu vecinii, cu frații, cu toată lumea. Dacă pe dinăuntru tău e furtună. Și atunci uitați cum continuă versetul Romani 8. Versetul 23. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Deci te apasă ceva? Te pârăște diavolul în fața lui Dumnezeu? Uite ce a făcut. Acolo unde nu l-a văzut nimeni dintre semenii lui, uite, Doamne, ce a făcut copilul tău și vrei să-l duci la loc în cer, pentru că mai dat pe mine afară, nu? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Iată răspunsul. Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va condamna? Cine va osândi, zice aici. Hristos a murit. Ba mai mult, El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Deci cine va condamna când avem un așa avocat care a murit pentru orice client al lui ca să plătească toate posibile crimele care poate fi învinuit? Nu, mai condamnă-l, dacă mai poți. În vreo instanță dreaptă. Iar Dumnezeu este atot drept în toate atitudinile Lui. Este desăvârșit, prin urmare, e perfect drept. Neprihănit în atitudine, în dreptatea pe care o exercită. Asta este reazemul, este temelia odihnei creștine. N-ai cum să fii tulburat, n-ai cum să fii apăsat de un ceva făcut de tine sau de ceilalți din jurul tău. Existent în jurul tău sau în interiorul tău. N-are ce să te tulbure. Dacă totuși te tulbură, este undeva o hibă. Și acum citim Cuvântul lui Dumnezeu la articolul Liniștirea furtunii din Iisusul al 1337. Patru cuvinte. Așa începe paragraf. Păcatul ne-a distrus pacea. Nu. De ce suntem tulburați? De ce nu avem seninătate? De ce nu avem odihnă? De ce ținem sabatul, adică odihnă, ca un paradox pentru semenii noștri, pentru oamenii care ne înconjoară? Mai nu prea arată oamenii ăștia oamenii odihne. Dau ziua aia. Bună. Să fii om al odihnei, iar sabatul să fie doar o pecete peste această realitate. Asta e Mântuitul lui Dumnezeu. Asta e copilul lui Dumnezeu care merge în cer. Ca Hristos. Domn al odihnei. Stăpân perfect pe odihnă. Păcatul ne-a distrus pacea. Cât timp euul este nesupus, nu putem găsi odihnă. De ce nu găsim odihnă? De ce nu avem seninătate? Liniște.
Patimile cele mai mari ale inimii nu pot fi stăpânite de nicio putere omenească. În privința aceasta suntem la fel de fără putere ca ucenicii care nu erau în stare să liniștească furtuna ce urla. Dar acela care a liniștit valurile Mării Galilei prin cuvântul său are un cuvânt aducător de pace pentru orice om. Oricât de grozavă ar fi furtuna, aceia care se îndreaptă spre Iisus cu strigătul Doamne, mântuiește-mă, vor fi eliberați. Harul Lui, care împacă sufletul cu Dumnezeu, liniștește frământarea patimilor omenești și în iubirea Lui inima găsește odihnă. Uitați-vă la un bebeluș. Plânge stresată, nu știu ce anume, sunt vari motive care îi tulbură și pe ei, chiar dacă sunt cuți. Doamne, și ia mămica în brațe și îi pune așa la piept și oftează pebiță, nu? Și gata, s-a liniștit. Mămicile știu mai bine treaba asta decât noi. De ce când e copilul mai mare nu se mai liniștește așa ușor? Și cu cât trece timpul, poate mai puțin vorba de liniște. N-avem aceeași încredere. Și ne apasă conștiința pentru lucruri pe care le-a făcut strâng, greșit împotriva lui Dumnezeu. Strigă patimile omenești, strigă înclinațiile sufletului nostru și ce nimic de sub soare nu le poate stăpâni. Atunci cum se rămâne în odihnă? Sunt atâtea lucruri față de care nu avem control. În niciun fel. Cum să le domini? Uite ce frumos. Acela cu A mare, care s-a ridicat în mijlocul furtunii dezlănțuite, într-o barcă în care începea să se strângă apă din picea valurilor care treceau mult peste marginile ei. În mijlocul unor ucenici terorizați de faptul că vor muri în câteva zeci de secunde. Care luptaseră ore în șir cu marea și biruia mare, s-a ridicat. Și după ce a mostrat ea în fața lor, puțin credincioși, a ridicat mâna aceea bună și blândă, cu care binecuvânta și a strigat, taci, fii liniștit. Zice că celelalte corăbii care porniseră deodată cu ucenicii, văzându-i pe ei că pleacă, au plecat și ei, încă a doua zi pot asculta din nou cuvintele vieții din gura acestui tinerel învățător din Galileea. Se simțeau atât de atrași de odihna pe care o emana, de bucuria, de echilibrul pe care îl oferau cuvintele lui pline de viață. Și îl căutau oamenii, își lăsau treburile, nu mai conta nimic. Înfundau orice, numai să fie în preajma lui și să-l asculte. Așa că plecaseră multe bărci. Scrie că celelalte bărci pline, nu toți oamenii de pe ele, au putut vedea cum deodată marea s-a liniștit ca prin farmec. Nu prin farmec. Prin cuvântul plin de autoritate al Domnului Hristos. Ca Fiul al lui Dumnezeu și-a manifestat atunci puterea și-a oprit furtuna prin credința în Tatăl. Nu mai comentăm lucrul acesta, nu ca și creator, ca tot stăpân, ci prin credința în Tatăl, pentru că știa că e voia Lui să facă acel lucru. Și dacă ne-am avea o credință ca Domnului Hristos, așa cum spune la Apocalips, aici este rătarea Sfinților, care păzesc poruncile Dumnezeu, și credința Lui Iisus, aceeași credință, am zice, furtunilor, uraganelor prezente, taci. Asta e voia lui Dumnezeu. Și s-ar face. Și pe din lăuntru am fi deja în această odihnă. Acela, singurul, acela care a liniștit valurile Mării Galilei, prin cuvântul său, are un cuvânt aducător de pace pentru orice om. Pentru tot creștinul sincer care îl caută pe Dumnezeu cu sinceritate, pentru orice problemă interioară sau exterioară, Dumnezeu spune, îți dau pacea mea, nu ți-o dau cum ți-o de rugă.
A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a dus la limanul dorit. Psalmul 107, 29 la 30. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru, Iisus Hristos. Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Iată cum zice, în liniște și serenitate va fi mântuirea voastră. În ce constă? Tocmai această mântuire care aduce neprihănirea lucrează și rodește. Zice, lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirea, odihna și liniștea pe vecie. Când Dumnezeu ne declară desăvârșiți și credem acest lucru pentru că ne-a părut rău cu sinceritate pentru păcatele pe care l-am întristat și care au furat pacea, ne-am cerut iertare, am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat și am primit iertarea aceasta. Această neprihănire pe care Dumnezeu ne-o dă, zice, aduce pace și rotește în odihnă și în liniște pe vecie. Este un har de Dumnezeu. De plin. Acum o întrebare directă. Credeți că odihna aceasta a sufletului se poate împăca cu mânia? Hai să ne gândim. Se poate? Mânia. Mânia ca, vreau înțelegem așa, ca o manifestare exterioară a pierderii controlului asupra sinelui, nu? A tulburării grozave care nu poate fi stăpânită, clocotește așa de tare încât să manifestă spre exterior. Ne roșim, ne tulburăm, crește pulsul, începem să spunem cuvinte pe care mai târziu le regretăm. Sau cine știe, punem mâna pe ceva și lovim. Depinde în ce context ne aflăm. Când ne mâniem, nu? Dacă dăm timp înapoi cu niște zeci sau sute de ani, scoatem pistole? Sau, dacă suntem conducători militari ca David, strângem comandoul de 300 de oameni și jurăm să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă mâine mai rămâne ceva din casă în la lumina soarelui. Haideți! Mânia are treabă cu odihna? Ce ziceți? Citesc pe fețele dumneavoastră un răspuns de înțeles, cum să zic, de ghicit. Până și semne mai slabe decât mânia, care denotă tulburare interioară și așa, dau dovadă că nu-i neprihănit sufletul. Până și păgânii știu aceste lucruri. Vine împăratul și spune paharul. Ce te tulbură? Ți s-a schimbat fața. Care-i treaba? Ce necaz? Nu? Dar mai mânie. Și ca să scurtăm, nu, meditația noastră, haideți să ne gândim la un personaj care le-a împăcat perfect. Cel mai echilibrat, cel mai blând om după fața Pământului. La un moment dat devine atât de mânios încât putea fi acuzat de crimă de lesă majestate. Deci a încredințat Dumnezeu personal un obiect pe care de mânie l-a trântit și l-a făcut sânări. Nu. Cum se poate? Pentru că nu doar așa că s-a tulburat, s-a roșit la față și a strivit între dinți niște replici care voia să le toarne peste niște oameni care le meritau. Nu asta. Deci că a trântit un obiect primit direct din mâna lui Dumnezeu. Deci, pregătise niște table de piatră, s-a suit cu ele pe munte, Dumnezeu a scris cu degetul lui preceptele sfinte ale legii veșnice și le-a încredințat. Pentru că era un serios să răspundă de ele și să le păstreze în fața poporului. Veșnic. Și el nici ajunge bine în jos și de mânie le trântește și le face praf. Hai să citim. Sfărâmarea tabelor de piatră nu era altceva decât o reprezentare a faptului că Israel încălcase legământul pe care tocmai îl făcuseră cu Dumnezeu.
Această manifestare a fost exprimarea unei indignări juste împotriva păcatului, o indignare care izvora din zelul pentru slava lui Dumnezeu și nu acea mânie instigată. Acum, atenție! De ce se potrivește tipul ăsta de mânie cu un caracter așa de minunat, de aproape de Domnul Hristos ca urmăs? Zice, nu ca acea mânie instigată de iubirea de sine sau de ambiția rănită. Vine cuvântul lui Dumnezeu și spune acolo la Efeseni 4:26. Mâniați-vă între ghilimele, zice. Deci nu m-a invitat nimeni, pe nimeni Dumnezeu să mânie, dar era un proverb pe vremea evreilor și îl citează Pavel. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Paradox. Nu te mânii să nu păcătești. Uite Moise. S-a mâniat nu pentru că era el jignit. Dom'le, am stabilit niște lucruri și au fost călcate în picioare. Nu pot să plec, că nu știți nimic să faceți și cu tare. Liderul, eu știu, atinseneul lui personal. Nu asta îl durea pe Moise. Ci faptul că Israel pierdea binecuvântarea veșnică. Că se încumetaseră, să se păcătuiască agresiv față de Dumnezeu și a tulburat atât de tare. Că n-a mai răbdat în sufletul lui atâta povară. Mii de oameni primește aceasta. Și mânia lui, ca să le demonstreze seriozitatea păcatului lor, s-a exprimat în acest fel, indignarea aceea justă împotriva păcatului. Felul în care s-a mâniat Moise este cel la care se referă Biblia când spune mâniați-vă și nu păcătuiți. Acum, de unde știm că nu s-a mâniat așa păcătos cum ne mâniem noi? S-a mâniat sfânt. Nu fie este mânie sfânt. Să urmărim și acest pasaj. Acolo, pe munte, la un moment dat, Dumnezeu zice, poporul tău s-a îndepărtat prea curând de mine, lasă-mă în mânia mea ca să-l prăpădesc, iar pe tine o să fac un popor. Nu? Ce a zis Moise? Deci Dumnezeu e mâniat, nu numai că eu sunt mâniat, dar Dumnezeu e mâniat și acum pică bine, că scap de ei și așa vreau să pună mâna pe pietre la o față, mă omoare, răzvrătiți, căpoși, încăpățânați, greu de condus, milioane, 2 milioane de oameni, greu, Doamne, nu mai, mă scapă Dumnezeu, gata, până a fost doar o încercare. Uite. Și acum e voia lui Dumnezeu, deja îmi cere mie voie, deci totul e limpede. Înseamnă că suntem pe aceeași unde. Și eu m-am mâniat și Dumnezeu s-a mâniat? Bun. Ce spune Moise? Doamne, hai să vedem. Dacă Dumnezeu și-a propus să-L nimicească pe Israel, cine putea mijloci pentru El? Cât de puțin mi-ar fi fost aceea care să nu fi voit să-i lase pe păcătoși să-și urmeze soarta lor? Cât de puțin mi-ar fi fost aceea care să nu fi schimbat cu bucurie munca cea grea, povara, sacrificiu, răsplătite de nerecunoștință și de cârtire, pentru o poziție de viață ușoară și de cinste, când însuși Dumnezeu era acela care făcea oferta aceasta. Nu? Vine Dumnezeu și te oferă ceva frumos și te scapă de ceva groaznic care durează ani de zile și nu e o întrevedere că se schimbă. Vine Dumnezeu și îți propune. Doamne, ce bine pică! Cât de puțin să piardă șansa asta! Să scap de rău, să dai de bine! Da, ziceți! Dar Moise a găsit temei pentru a nădăjdui acolo unde nu se vedea decât descurajare și mânie. El a înțeles cuvintele lui Dumnezeu. Lasă-mă! Nu în sensul că interziceau mijlocirea, ci că o încurajau, înțelegându-se că numai rugăciunea lui Moise îl putea salva pe Israel. Iar dacă el ar fi fost rugat astfel, Dumnezeu chiar și-ar fi cruseat poporul. El s-a rugat Domnului Dumnezeu și a zis, pentru ce se aprinde mânia ta, Doamne, împotriva poporului acestuia? Al tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mână tare și cu braț întins. Dumnezeu a făcut să se înțeleagă că l-a lepădat pe poporul său. El îi vorbise lui Moise despre ei ca fiind poporul tău, cu tâmic, adică lui Moise, pe care l-ai scos tu din țara Egiptului. Dar Moise, plin de umilință, nu recunoaște poziția de conducere a poporului său. Poporul tău, cu temare.
Stai, mă, eu l-am scos în Egipt. Ce nu zdravă la cap? Îmi zice Dumnezeu, dar nu-i drept când zice. Doamne, cum povor? Cum eu l-am scos? Dacă nu erai tu, cine era în fața mea? Ei să vorbesc, dar trebuie să-mi iau Aron. Eram bălbăit și mă încurcam în cuvinte. Doamne, poporul tău l-ai scos tu pentru că e al tău și că-l iubești și pentru că ai în lume, pentru bunătatea ta, pentru bunătatea lor, că știi cine sunt. Dar acum se vor uita ei la tine și o să vadă că e nimicit în pustie. Și ce vor trage concluzia? Sunt un muzeu din ăsta, cum avem și noi destui, au și evrei muzeu, i-au s-a prăpădit poporul lui, care zice că nu s-a despărțit Marea Roșie. Au trecut ca pe uscat, dar nu era chiar așa puternic, cum am crezut noi. Probabil că e legenda mare, dar nu e chiar. Doamne, cum să se spună așa ceva despre tine? Cum să se batjocorească în mereu între atâtea națiuni? Priviți ce frumos spune. Zice, poporul tău pe care l-ai scos cu brațe întinși și cu mână tare, pentru ce insistează să zică egiptenii? Spre nenorocirea lor i-a scos ca să-i omoare prin munți și să-i șteargă de pe fața pământului. Doamne, dacă nu poți să ierți, mai bine ce a zis? Dragostea. Dragostea care stăpânește și care e Dumnezeu. Dumnezeu e dragostea. Dacă e stăpâna inimii noastre, putem să ne mâniem fără să păcătuim. Pentru că singurul obiect al mâniei va fi păcatul, nici de cum păcătosul. Nici de cum cel care îți greșește. Dacă te mâni că cineva te sâtâie pe drum sau nu știu ce a făcut și te-a deranjat sau eu știu, cineva te-a nedreptățit sau te-a furat sau te-a denigrat sau cine știe ce a făcut. Dacă te mânii, ca să știi dacă e mânia sfântă sau dacă e prostia de eu personală, fire prăpădită omenească, pune întrebarea, pentru cine mă tulbur eu acum? Pentru El? Adică pentru Dumnezeu? Îmi pare rău de Dumnezeu, îmi pare rău de sufletul Lui, acelui care greșește, ca să pierde, care continuă. Sau mă rog pentru mine? Pentru mândria mea, pentru moftul meu, pentru pretenția mea, pentru eu meu. Și foarte ușor, 20 de secunde. Și ne-am dumirit. Dacă suntem fii ai Întunericului și doar ne merge numele că am fi fiul lui Dumnezeu, sau dacă din potrivă, iubim pe Dumnezeu, am fost făcuți necricăniți fără merite, prin harul Lui, n-avem de ce să ne tulburăm. Dumnezeu ne socotește necricăniți, că așa vrea El, în dragostea Lui. Și atunci îmi socotește și eu pe greșitul ăsta care mă tulbură și zice că, tatăl zice că ar trebui să mă mânii. Nu mă mânii deloc, uite așa, că zic și eu că e neprihănit. A greșit, da. În inima Lui e bine. Măcar a făcut greșit. Trebuie iertat. Și te duci la Dumnezeu și te rogi pentru și spui, Doamne, iartă-mi! Că dacă nu ierți, mai bine mă ștergi pe mine din cărțile tale. Și după ce spune cuvântul inspirat, ești gata să mor pentru El, te duci la El și spui, cum ai putut să faci așa? Și te mânii. Scuzați. Dacă te mânie păcatul, dacă însă manifestarea noastră, tulburarea noastră, dă dovadă de eu nostru, care n-am venit. Iată ce ziceam.